Viorel, ne revedem la Muzeul Municipal. Ai alături de tine viitoarele exponate pentru o expoziție care va fi derulată în anul 2014. De ce tehnica de ieri? Ca subiect de expoziție. Un răspuns cât se poate de scurt, pentru că nu mai există la ora actuală. Iată, trăim niște momente de avansare ultra-rapidă a tehnologiei moderne. Cu toții asistăm în ziua de astăzi la acest decalaj uriaș pe care începe să-l ia tehnologia, de multe ori în detrimentul altor domenii. Ideea în urma căreia ne dorim să realizăm această expoziție datează de anul trecut, în momentul în care, studiind anumite piese din patrimoniul muzeului, am dat, în ghilimele spus, peste câteva obiecte de tehnică utilizate în deosebire în secolul al XIX-lea. Este vorba despre o mașină veche de scris, este vorba la fel despre o mașină de cusut foarte veche, multe dintre ambele fiind de producție austriacă. Pornind de la aceste aspecte, ca și piese deosebite, dar pe care nu le putem integra în expoziția permanentă a muzeului nostru, am socotit că ar fi destul de interesant să concepem o expoziție temporară, care să facă referire la anumite piese de tehnică. Ei, bineînțeles, în patrimoniul cultural al muzeului nostru, neavând decât câteva astfel de obiecte, am considerat că ar fi la fel de interesant, cu toate că nu sunt piese cu o vechime foarte mare, să lărgim sfera acestei expoziții și să cuprindem inclusiv foarte multe obiecte de tehnică care au fost folosite în urmă cu 20 de ani, cu 30 de ani, 40 și până la 50 de ani, care, după cum spuneam, nu fac parte din patrimoniul cultural al muzeului nostru, dar se regăsesc în colecțiile sale. Multe dintre ele chiar au făcut parte din inventarele muzeului, fiind utilizate de către angajații acestei instituții de-a lungul timpului. Mașini de scris electrice, sunt o serie de calculatoare foarte vechi, multe dintre ele fiind primite sub formă de donații chiar la începutul anilor 90 sau la sfârșitul anilor 80, în urma unor schimburi cu alte orașe. Alte orașe și diferite instituții din Occident. Hai să vedem ce ai adus tu aici. Sunt doar trei viitoare exponate, nu? Avem două calculatoare sau un calculator. Da, este un calculator Commodore, este o producție de la finalul anilor 80, începutul anilor 90, deja nu mai era utilizată pe scară largă. Despre multe piese încă nu avem informații foarte detaliate. Acum suntem încă în faza de cercetare și de documentare asupra pieselor. De asemenea, mai avem un alt calculator, care nu l-avem prezentat aici. Este produs de către Philips, la fel pe la jumătatea anilor 1980. Ce este foarte interesant și de unde am considerat că această expoziție ar putea să fie un punct de atracție pentru medieșeni și nu numai, este faptul că am dorit în primul rând să ne adresăm generației tinere. Pentru că tineretul din ziua de astăzi este obișnuit cu toate gadgeturile moderne care sunt foarte bine reprezentate pe piața electronicilor la ora actuală. Ei, și care nu știau că un calculator, până la urmă, avea nevoie de o dischetă și de alte chestii. Absolut. Inclusiv discheta pe care noi o foloseam în urmă cu câțiva ani, astăzi este deja istorie și o să o regăsim chiar în cadrul acestei expoziții. De asemenea, foarte multe dispozitive electronice de astăzi însumează într-un singur aparat foarte multe device-uri. Foarte multe device-uri. Ascultăm muzică pe telefon, putem să urmărim filme pe telefon, vorbim pe telefon, facem fotografii cu telefonul, deci înregistrăm cu telefonul. Deja un singur aparat. GPS pe telefon. Exact, GPS pe telefon. Deja un singur aparat este capabil să facă o multitudine de lucruri. Ei, în trecut lucrurile nu se întâmplau chiar în felul acesta și de aceea considerăm că pentru tineri ar fi interesant de văzut o serie de aparate fotografice pe care de asemenea dorim să le includem în cadrul expoziției și inclusiv foarte multe instrumente audio. Avem o serie de magnetofoane, multe dintre ele sunt de producție germană, care
inclusiv funcționează la această oră, deci sunt funcționale multe dintre piesele care vor fi expuse, pentru că asta este și un lucru important. Expoziția este gândită să fie interactivă, adică publicul are posibilitatea de a apăsa pe butoane, de a porni muzica la un magnetofon, de a da drumul la un calculator, sperăm să nu se întâmple anumite lucruri mai neprevăzute, să zicem așa, știm cu tehnica, inclusiv cu cea actuală, de multe ori dă rateuri. De asemenea, dorim să prezentăm tot în cadrul expoziției o serie de aparate de proiecții, sunt vorba de diaproiectoare, retroproiectoare, cum se făceau mai de mult proiecțiile, mă rog, fie că era vorba de proiecții științifice sau așa mai departe. Și de asemenea, o piesă destul de importantă, spunem noi, și interesantă, este vorba despre un aparat de filmat, produs de firma Siemens, despre care am găsit informații că era produs la Berlin în anul 1951. Și este un aparat de proiecție, de film, care inclusiv la noi fusese utilizat pentru proiectarea unor filme în cinematografe. Care este însă cea mai veche piesă de acest gen pe care o aveți? De cel puțin până la ora actuală, cele mai vechi piese pe care le-am datat, să spun așa, sunt acele piese de patrimoniu. Este vorba despre acea mașină de scris. Din ce perioadă e? A doua jumătate a secolului al XIX-lea, produsă în Austria. De asemenea, mai avem în plan, să sperăm, deci după cum spuneam și înainte, planul expoziției încă nu este definitiv. De aceea încă mai lucrăm la acest aspect și chiar la un moment dat ne gândeam că am putea să includem în această categorie de tehnică, la o parte specială, să zicem, inclusiv unele dintre cele mai vechi instrumentare tehnice care le avem în colecțiile noastre, și anume câteva ceasuri sau mecanisme de ceas pe care le avem. O să fie destul de greu, nu dorim nici să facem un fel de expoziție struțo-cămilă în care să punem un amalgam de piese și multe dintre ele să-și piardă valoarea în acest fel, dar sperăm că până la urmă putem să găsim o soluție de compromis ca să reușim să îngropim o idee cât mai coerentă. Cam când ar putea fi vizitată expoziția? Deci la ora actuală ne dorim ca expoziția pe care o prezentăm, tehnica de ieri, să poată fi deschisă și vernisată la Muzeul Municipal Media și la începutul lunii aprilie a acestui an. Deci cam astea sunt planurile noastre și chiar sperăm să putem reuși realizarea acestei expoziții. Dacă sunt medieșeni care au în colecțiile particulare exponate, eu știu, care ar vrea să vi le împrumute, le-ați primi? Până acum chiar am contractat, ca să zic în ghilimele, câteva astfel de obiecte. Împrumutăm o serie de aparate fotografice de la un fost domn profesor din Mediaș. De asemenea, avem promisiuni că putem să primim pe durata expoziției un aparat telefonic cu manivelă, destul de interesant, pentru că avem și o serie de aparate telefonice. Și deocamdată cam acestea ar fi. Dar bineînțeles că suntem deschiși la o astfel de reacții din partea publicului medieșan. Asta în măsura în care piesele pot face parte, se pot integra în expoziția noastră și condițiile să fie cât mai clar stabilite. Mulțumesc pentru interviu. Așteptăm cu nerăbdare tehnica de ieri să fie pusă pe rafturi aici, să spunem așa. Cu cea mai mare plăcere și noi sperăm ca într-adevăr să fie un punct de atracție, îndeoseb pentru tineri, cum spuneam, ca să poată să se familiarizeze sau să vadă cum erau anumite obiecte pe care astăzi deja nu le mai avem absolut deloc în vedere și de ce nu pentru foarte mulți medieșeni sau vizitatori mai în vârstă, o rememorare a tinereților, pentru că foarte mulți dintre ei au crescut și au trăit utilizând astfel de aparate.